Emisiune oferită de Mobila Ardu Dana, Cofetăria Claus și produsele Boneo Huși. Gramofon cu Paul Surugiu Fuego. Fată ca ea, iubirea, ați ascultat Direcția 5. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Paul Surugiu Fuego. Vă așteptam cam fiecare zi în gramofonul meu. Iubirea e o fată bălaie care are nevoie de susținere și încurajare, care nu poate fără dependența celor de lângă ea. Aceasta nu trebuie să fie încadrată în reguli sau canoane, în povești sau drepturi, ci doar în sentimente pure care nu pot fi descrise prea ușor în cuvinte. Stimați ascultători, știu că toată lumea încearcă să spună cât de frumoasă este iubirea. Eu o fac ades prin cântecele mele, dar esențial este altceva. Faptul că suntem este iubire.
Faptul că trăim, de asemenea, este iubire. Iubim lumea ce ne înconjoară, pe noi și pe cei de lângă noi, iubim iubirea și mai iubim fix starea aceasta de fericire pe care o avem atunci când iubim. Nu este obligatoriu, dar iubiți iubirea, așa veți fi mai curați, mai frumoși la suflet și la chip și înțelegeți că fără ea am fi mai triști, nemuritori și reci într-un imens vid al necunoașterii. În continuare, povestea unui trubadur care își cântă iubirea, Cornel Constantiniu. Îi doresc sănătate maestrului dacă ne ascultă, sunt fericit pentru că l-am cunoscut și pentru că este parte din proiectul meu de suflet Art by Fuego, proiectul meu de artă. Iar mai apoi, eu vă povestesc într-un cântec semnat de Marina Voica, special pentru mine, despre o căsuță la marginea satului. Ascultăm muzică și revenim. Sunt un romantic și am să fiu pe umbra timpului târziu și ca un veșnic călător voi bate-n poarta viselor și va fi bine, te voi avea sursul ochilor de stea și al zăpezilor sărut, fără sfârșit, fără început. Eu sunt un trubadur și vin cu flori de vis în calea ta. Mă însoțește doar chitara mea rece de altă dat. Castelul tău cu turn azie, albastrul bloc ce patrule, iar la fereastra ta eu cânt, mă tot gândesc și mă frământ ce mișlocoare să folosesc, inima să-ți cuceresc. Eu sunt un trubadur și vin cu flori de vis în calea ta. Mă însoțește doar chitara mea în dialog cu inima. Eu sunt un trubadur ce dacă lumea s-a
M-am visat într-o casă unde am copilărit și mă văd fugind, fugind pe câmpul proaspăt cosit. Și mă văd fugind, fugind pe câmpul proaspăt cosit. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu voi. O căsuță la marginea satului în fiecare din noi. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu voi. O căsuță la marginea satului în fiecare din noi. M-am visat într-o casă la bunici în sat și mă văd plângând, plângând de dorul lor neîncetat. Dar și mă văd plângând, plângând de dorul lor neîncetat. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu voi. O căsuță la marginea satului în fiecare din noi. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu voi. O căsuță la marginea satului în fiecare din noi. Lângă tine, nu știu de ce ai plecat. Te visam, te așteptam, dar visul s-a spulberat. Te visam, te așteptam, dar visul s-a spulberat. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu voi. O căsuță la marginea satului în fiecare din noi. O căsuță la marginea satului, o curte și carul cu voi. O căsuță la marginea satului în fiecare din noi. La la la. Ei, acest cântec, o căsuță la marginea satului, mi-aduce aminte de Marina când s-a mutat la Breaza. Te salut, Marina Voica, îți doresc sănătate. Și la pian mi-a cântat pentru prima dată o căsuță la marginea satului și mi-a spus: ție ți se potrivește acest refren, am să ți-l dăruiesc cu dragoste. Știți ce mi-a plăcut mereu? Să stau să privesc oamenii, să le văd trăirile, gesturile, trecerea, felul în care se comportă și trăiesc. Uneori mi se întâmplă să mă opresc pe undeva și să pierd câteva zeci de minute ca să mă uit la trecători. Asta suntem, banali trecători printr-o complexă și nedreaptă lume, care nu ne lasă să ne desfășurăm în voie decât atunci când o descoperim cu adevărat. Dragi ascultători, recomand exercițiul acesta. Este relaxant, reconfortant și te ajută să cunoști mai bine tipologia umană, pe care oricum niciodată nu vei apuca să o știi pe deplin. Nu vorbesc aici de aparențe, de prima impresie, ci pur și simplu de felul în care ne desfășurăm. Uitându-mă la trecători, îmi dau seama din ce în ce mai mult cât de diferiți, dar totuși asemănători, suntem noi oamenii, încercând fiecare să pară mai interesant decât celălalt. Nu ezitați să faceți experimentul acesta, o să vă prindă bine. Vreau să mulțumesc partenerilor mei fideli, Mobila Ardudana, cofetăriile Claus și produsele de carmangerie Boneo Huș. Revenim în câteva momente cu un interviu, dar acum avem un poem special scris de Narcisa Vădănei în rubrica Din drag de poezie. Ascultați! Pentru mine e înalt
și mult prea nesigur. Mă mișc pe furiș, surâzând cu ochii dulci. Și atunci nepăsarea mă lasă tot singur, mă ascund prea departe. Mi-e frică de atunci. Ai râde de-ai ști că noaptea mea spaimă. Cu somnul nu-s prieten, e un fel de dușman. Și timpul se apleacă cu tot cu a sa faimă, spunându-mi adesea ce înseamnă un an. E anul ce trece în fie ce clipă, când n-am nici mărunt să dau pe un plâns. Când gândul iar fuge de-și pierde o aripă în care stă omul pe care l-am strâns. Mi-s ochii-n lacrimi de doruri nebune. Sunt însuși în altul când pică pe noi. Mi-e sete de o mare ce-ar vrea să răzbune furtuna de patimi din prag de război. Mă arde prea tare, nu-i nimeni să stingă, iar focul nu are destule porunci. Și vântul a tăcut, nu mai vrea să mă atingă, când cerul cu stele în mine le arunci. Mai sus îmi e zborul și vreau să am totul, uitând câteodată că n-am spațiu destul. Dar știe lumina că în mine e locul, căci până și visul de lume-i sătul. Povește spre zboruri vor fi mai mereu, cu spirit de dramă ți va spune un altul. Copilul e acela ce-și ridică un zmeu și încearcă o viață să prindă în altul. Din drag de poezie în gramofon. De când te cunosc pe tine, nu știu ce mi-oi fi făcut. Am ajuns ca vai de mine, nu te-aș mai fi cunoscut. Beata inima bate ca nebuna, pentru că te vrea doar pe tine-ntruna. Și toată ziua nu-i cu minte că bate de dorul tău. Inimă, de ce n-ai minte? Nu vezi că-mi faci numai rău? Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. Mi-te-ai lipit de suflet, mi-te-ai lipit cam tare, și nu am pic de pace de când eu te iubesc. Am încercat în fel și chip să uit de tine, dar ca un prost mă întorceam la tine iar. Ai tu ceva cu care faci orice din mine, oricât încerc să scap, e totul în zadar. Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. De când te cunosc pe tine, nu știu ce mi-oi fi făcut. Am ajuns ca vai de mine, nu te-aș mai fi cunoscut. Te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. Te-ai lipit de suflet, te-ai lipit
cantare și nu am pic de pace de când eu te iubesc. Mi te-ai lipit de suflet. Dragii mei ascultători, iată un refren de colecție al muzicii noastre. L-ați ascultat mai devreme în interpretarea invitatului meu de azi. Originar din Făgăraș, el este un artist decent, demn, cu glas cald, care a știut mereu să aducă oamenilor emoție și multă bucurie. Permanent, pe drumuri între America și România, face succes în ambele părți și azi ne va povesti despre drumurile lui, despre muzică și alte lucruri interesante. Bine ai venit în gramofonul meu, George Rotaru! Bună ziua și uite, mă bucur foarte mult, Paul Slugiu Fuego, că suntem împreună, că, că sunt invitatul tău, alături de fanii tăi care știu că sunt foarte, foarte mulți și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, sigur că da. George, eu îți mulțumesc că ne-ai răspuns și aș vrea să spun câteva întrebări. Aș vrea să-mi spui, pentru început, cum îți petreci vara aceasta? Știu că ai multe concerte pe litoral. Unde te pot vedea oamenii pe litoralul Mării Negre? Dragul meu, cei care vor să mă vadă și care vor să vadă un show veritabil la malul mării, mă pot găsi la Afrodita, da. O frumoasă locație, un hotel extraordinar cu o grădină superbă, în Venus. Și eventual, după câte mi-au și primit niște păsărele, voi fi și pe un afiș cu mari, mari vedete naționale și cred că m-aș bucura dacă ai fi și tu, și sunt convins că tu ești pe unul din marele afișe ale litoralului. Da, se pare că prietenul nostru comun, prietenul artiștilor, Bebe Mihu, organizează așa, în situația aceasta în care se află țara, cu câte locuri disponibile are voie teatrul de vară, într-un turneu extraordinar pe litoral, dar despre lucrurile acestea îți dai seama că vom ști cu toții în curând, pentru că se știe că Bebe Mihu și Maria Dragomiroiu sunt oameni care de fiecare dată au luat artiștii după ei, să zic așa, atunci când exact. Vine vorba de litoral. Exact, eu îi cunosc de foarte multă vreme și mi-am luat inima în dinți rugându-l în America, găsindu-ne împreună în iarnă, și, hai Bebe, ia-mă și pe mine, uite, sunt disponibil la vară, aș vrea, îmi doresc foarte mult să fiu pe afișul spectacolelor tale, și a zis sigur că da, cu mare plăcere. Deci aștept cu nerăbdare și acest mare eveniment. George Rotaru, dragul meu, cum ar fi arătat viața ta fără muzică? Știi, tu ai debutat cântând folclor, romanță și apoi ai abordat și alte genuri. În primul rând, spune-mi cum ar fi arătat viața fără muzică și care gen îți este cel mai drag? Muzica ușoară, muzica populară, romanța? Dragul meu, cred că n-ar fi existat. Ca noi toți artiștii, m-am născut și eu cu acest dar de la Dumnezeu și mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu la trezire și la culcare pentru harul care mi l-a dat. Și cred că genul meu, deci eu m-am lansat cu folclor de la Făgăraș, după care renumitul redactor, doamna Florentina Sadmari, din televiziunea română, cu mulți ani în urmă, a spus, tu trebuie să cânți romanțe. Și la îndemnul ei, am scos un LP, o placă, cum spunem noi, de vinil cu mulți ani, cu ceva ani înainte de a pleca în America. Placa s-a numit Ochii tăi, după romanța Ochii tăi, care de fapt a fost debutul meu, marele meu debut pe micul ecran. George, și acum îmi aduc aminte, țin minte că ai și un LP, un disc pe care l-ai scos cu această romanță. Adu-mi puțin aminte, puțin, din strofa cântecului. Într-o toamnă târzii, de tecin pe alei, am zărit printre ramuri vetei, lucitori ca de jar, zâmbitori ca de zei, ochii tăi,
ochii tăi, ochii tăi. Vezi, George, cât de frumos. Eu cred că romanța e mereu căpătâi pentru arta românească, din păcate prea puțin cântată la noi. Pentru că, uite, stilul ne-a mai fost abordat în afară de festivalul, renumitul festival Crizantema de Aur și alte mici, cum să spun, alți mici producători care pun în față romanța, nu se mai prea cântă. Păcat, păcat. Așa cum francezii au chansoneta, italienii au canzoneta, nu? Noi avem romanță și păcat, e păcat să se piardă. Poate poporul acesta va fi altfel în anii următori, pentru că se pare că ne întoarcem la valori, ne întoarcem la arta adevărată, la muzica cu melodie. Cum erau aceste versuri pe care le-ai cântai tu de la Ioana Radu sau zi Maria Lătărețu, Maria Tănase, totul era substanță. Astăzi textul nu mai contează în cântec, nu mai spun că nu mai contează nici melodia. Dar e important ca să ne întoarcem la substanță, George. Dragul meu, eu nu vreau să te laud, nu vreau să te periu, dar din generația nouă, care o văd eu, tu ești unul dintre cei care promovează atât tineri, cât și pe noi cei care, mă rog, am trecut prin ani și eu personal mă bucur când văd că tu pui în valoare, inviți în emisiunile tale pe cei mai mari actori și cântăreți ai noștri și nu numai. Deci te preocup și asta este un lucru extraordinar. Adică vorba românească, jos pălăria pentru ceea ce faci. Îți mulțumesc, George. Aș vrea să-mi povestești puțin, stimați ascultători, vorbim cu George Rotaru, marele nostru artist care a venit din America, a cântat ani de zile acolo, a făcut performanță acolo, a cântat lângă una dintre marile personalități ale românilor plecată de zeci de ani în America. Desigur, este vorba despre Gigi Marga. Gigi Marga, Dumnezeu să o odihnească, acum o lună ne-a părăsit, o mare artistă de la care tu ai acumulat experiență multă. Aș vrea să-mi povestești puțin, George Rotaru, despre parcursul tău în America și cum de-ai plecat și cum e America pentru un artist român. Dragul meu, America nu este ușoară. Să pleci la 37 de ani neștiind limba nu este ușor. În afară de cântat, am cântat, sigur că da, dar doar cu cântatul, ca să spun așa, să știți că nu am putut să mă descurc și am făcut și alte munci, am fost la o școală, am terminat o școală de apartamente, de manageri, se chema Apartment Association Greeting în Los Angeles. Deci, în Los Angeles am graduat am făcut un curs, am luat o diplomă și am fost manager de apartamente. Dar cântând în același timp la restaurantul Mignon în Hollywood, unde acolo am întâlnit-o pe Gigi Marga, înainte, sigur, am întâlnit-o în România, la restaurantul China, ea fiind o mare vedetă în perioada, acum vreo 40 de ani, 40 și, ea fiind o mare vedetă, eu cântând două melodii într-un concert de muzică populară. Deci peste ani m-am întâlnit cu marea noastră cântăreață, Gigi Marga, la restaurantul Mignon în Hollywood, după care ne-am întâlnit la New York, la restaurantul Casa Română a domnului Vasile Bădăluță. Și la New York am devenit foarte, foarte buni prieteni. Adică noi ne știam de multă vreme, am fost prieteni, dar la New York America ne-a legat foarte tare. Eu am apreciat-o și am considerat-o una din vocile noastre extraordinare, o cântăreață care cântam peste 50 de limbi. Am avut inspirația, am început să cânt și eu, n-au în 50 de limbi, dar a zis, hai, în limbile cele mai cunoscute de pe pământ, să-mi fac și un repertoriu. L-am prezentat repertoriul, l-am prezentat lui Gigi și a zis, da, sunt mândră de tine, după care am cântat într-un casino la Las Vegas, la casinoul Maxim, în 10 limbi internaționale și
fan era că după show lumea m-a întrebat de unde ești? Ești italian? Nu. Ești evreu? Nu. Ești din Franța? Nu, zic, sunt din România. A, unul de România, România. Așa era puțin mare semn de întrebare, adică România. Da, România, uite, am făcut această performanță. Și viața n-a fost foarte, foarte ușoară în America. Dacă cineva mi-ar spune mai du-te odată, categoric n-aș mai avea puterea. Dar, uite așa, Dumnezeu mi-a dat putere, mi-a dat atunci, la anii respectivi, 37 de ani, nu? Am devenit cetățean american între timp. E foarte frumos și te felicit, George, pentru toate realizările tale. Eu știu că de curând ai editat o piesă compusă de interpretul Raul, compozitorul acestei piese. Îi mulțumesc foarte mult pe această cale și mai urmează. O să încerc să fac un album Raul și George Rotaru. Te felicit, George, și vă doresc succes pentru aceste piese. Mulțumesc, Paul. Nu este ușor deloc, mi este greu, pentru că nu mai sunt. Am și eu 67 de ani și, așa cum a spus și Raul, spunea, tu ai luat, după ce ai venit din America, de la zero. Lumea te uită, puține lume mai știa cine e George Rotaru, nu? Nici acum nu știe lumea, doar cei care au fost din generația mea. Dar bine că îți păstrezi drumul tău și cariera ta și chiar dacă spui, cum zici tu, că ai luat-o de la zero, iată că ești pe buzele românilor pe litoral și asta e un lucru foarte important pentru că vara mai tot românul își face vacanțele acolo. Este adevărat, uite, un drum care neașteptat și eu însumi am fost surprins de faptul că lumea mă vrea după atâția ani în show-uri, lumea vine și, mă rog, cei care mă cunosc, așa cum am spus. Asta e un lucru foarte, foarte bun, George, pentru mine. Vreau să-ți mulțumesc pentru această apariție în gramofonul meu de la Național FM și îți doresc sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și să te iubească toate bucuriile. Dragul meu, mulțumesc pentru invitație și aștept să ne vedem pe aceeași scenă undeva pe litoral, la unul din concerte. Mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, ne încântă acum cu o creație a lui Raul, George Rotaru. Eu sunt în viața mea un simplu călător, cu dragoste în suflet, un veșnic trecător. Prin viața mea furtuni și ploi m-au petrecut și le-am căzut vreodată. Am luat-o iar de la început. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu pe la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu pe la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Ca oricare prin lume călător, cu bucurii în suflet, cu patim și cu dor. Am anii mei trecuți, dar cât am să trăiesc, voi strânge în brațe viața și am să tot iubesc. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu pe la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea,
aș colinda pământul mereu pe la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Aș avea să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu pe la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu pe la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum au trecut. Ei, cât de adevărat acest refren interpretat de George Rotaru, așa-i, dragii mei, nu ne este suficientă o viață ca să descoperim frumusețea lumii, ca să fim fericiți și ca să putem exclama că le-am făcut pe toate. Poate că nici nu trebuie și nici nu-ți închipui că atât cât ai este suficient. Dragi prieteni, mulțumesc partenerilor emisiunii Mobila Ardu Dana și familiei Păcurar, cofetăriei Claus și familiei Adam, dar și produselor Boneohu și familiei Ciupilan. În minutele următoare ne încântă regretata artistă Gigi Marga, căci despre ea vorbeam cu George Rotaru. Am iubit-o enorm pe Gigi Marga și chiar i-am cântat refrenul în noaptea asta, toată lumea mea. Gigi Marga a plecat acum mulți ani în America. Luna trecută ne-a părăsit și iată că muzica ei rămâne. Nici nu-ți închipui. Gigi Marga. De câte ori trăiesc în gând cuvinte care nu le-am spus nici când, nici nu-ți închipui. Și cum îmi cântă inima visând în taină mângâierea ta, nici nu-ți închipui. Ce multe vorbesc cu tine atunci când nu ești cu mine, cât de aproape-mi ești mereu și cât de mult te alintă dorul meu. Nici nu-ți închipui, tu nu știi decât privirea cu care mi-a scut. Dar ce tristețe ascunde râsul meu, nici nu-ți închipui. Cum stau și aștept o vorba ta, o vorbă în care să ghicesc ceva, nici nu-ți închipui. Și cum aștept cu un gest fugar să-mi strângi tu mâna fără o vorbă chiar, nici nu-ți închipui. Și totuși eu știu prea bine că tu te sfiești de mine, dar taina ce-o ascuns mereu o să-mi o spui roșind, crezând că e. Nici nu-mi închipui, iar eu să-mi las privirea să-ți spună în sfârșit iubirea. Și chiar dacă nu n-om vorbi în clipa aceea, cât de fericit vom fi. Nici nu-ți închipui, nici nu-ți închipui, da, nici nu-ți închipui, nici nu-ți închipui.
pomii verzi. Uite, ochii mei ți-i dau, ieri spre seară în vântul galben arduri în genunchi plângeau. Lasă-mi, toamnă, cerul lin, fulgerând pe frunte cerca să se sfârșie. Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai plânge-n soară fum, înserează-mă pe mine, mă-nseresc oricum. Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, uite, ochii mei ții da. Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai plânge-n soară fum, înserează-mă pe mine, mă-nseresc oricum. Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, cerul lin, fulgerând pe frunte mie. Asta noapte zarea nearbă încerca să se sfârșie. Superb acest refren interpretat de Margareta Păslaru, Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, îl ascultam când eram copil. Deși suntem în plină vară, dragi ascultători, verdele ne cuprinde sufletul și ne-l duce în poezie către toamnă. Vreau să vă mulțumesc pentru fidelitate și să vă aștept pe pagina de Facebook a emisiunii cu impresii și comentarii. Pagina se numește Gramofon cu Paul Surugiu Fuego. Aștept aprecieri și pe canalul meu oficial de YouTube, care se numește Fuego Paul Surugiu, și vă invit să vă abonați acolo unde descoperiți muzica mea, concertele mele, dar și aceste emisiuni difuzate aici la Național FM. Pe 10 octombrie de la ora 20 vă aștept la Sala Palatului din București cu un concert pop simfonic de excepție alături de Orchestra Metropolitană București și Corul Acustic dirijate de Daniel Jinga. Vă invit pe 23 august la ora 20 la Grădina Teatrului de Vară Herăstrău, unde îmi voi sărbători ziua într-un concert care se cheamă Azi e ziua mea, un concert în care voi fi alături de mica mea orchestră, 2 ore de muzică, zic eu, de calitate, așa că informați-vă la Grădina Herăstrău și fiți alături de mine pe 23 august de ziua mea. Până atunci, ne auzim aici la Național FM. Vă iubesc! Îmi amintesc atunci când nu mai sunt de tine alături ca odinioară, de versul scris pe o coardă de chitară, ca de un acord ce nu mai pot să-l cânt. S-a spulberat tot ce-am crezut etern, s-a spulberat ca razele de lună, și astăzi doar chitara vrea să-mi spună de-al vieții sens cântat într-un refren. Acele clipe care au trecut, acele clipe cât am fost cu tine, din depărtări cu zorile senine, mă-ndeamnă iar să o iau de la început.
acele clipe care au trecut, acele clipe când am fost cu tine, din depărtări cu zorile senine, mă-ndeamnă iar s-o iau de la început. Îmi amintesc atunci când nu mai sunt de tine alături ca odinioară, de versul scris pe o coardă de chitară, ca de un acord ce nu mai pot să-l cânt. De-ar fi să fiu în cel din urmă ceas, aș mai avea atâtea încă spune, dar ca pe o sfântă veche rugăciune voi repeta în loc de bun rămas. Acele clipe care au trecut, acele clipe când am fost cu tine, din depărtări cu zorile senine, mă-ndeamnă iar s-o iau de la început. Acele clipe care au trecut, acele clipe când am fost cu tine, din depărtări cu zorile senine, mă-ndeamnă iar s-o iau de la început. Acele clipe care au trecut, acele clipe cât am fost cu tine, din depărtări cu zorile senine, mă-ndeamnă iar s-o iau de la început. Acele clipe care au trecut, acele clipe cât am fost cu tine, din depărtări cu zorile senine, mă-ndeamnă iar s-o iau de la început. La la la, 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 la la la. Emisiune oferită de Mobila Ardu Dana, Cofetăria Claus și produsele Boneo Huși.